Alexandru Enache, sunt din orașul Botoșani. Acum 2 ani de zile am venit la Mecanosul pentru a învăța meseria de sudor. În momentul respectiv m-am axat 99% pe sudura MIGMAG, ca mai apoi să lucrez în acest domeniu. Am lucrat o perioadă în România ca sudor MIGMAG, pe urmă am hotărât să avansez puțin și să plec peste hotare, unde am lucrat la două firme foarte mari. Una se numește Cuneo, iar a doua se numește Technic Industries. În momentul de față am hotărât să mă reîntorc în țară pentru a urma încă o dată cursul de sudură, dar de data aceasta am hotărât să mă axez pe sudura TIG și să mă specializez pe sudura la țeavă HL045. Aici ai sudat foarte bine. Va urma stratul al doilea. Asta este strat de rădăcină. Este HL45, o țeavă de aproximativ 2 țoli, cu gaz de protecție la interior. Spune, cum ți s-a părut la noi? Acum tu ai fost și prima oară, ai venit, cred că ai avut părere bună despre noi, deoarece ai venit și a doua oară la specializare. Corect. Acum, tu știi foarte bine MIGMAG-ul și știi și TIG-ul foarte bine. O să ai șanse mult mai mari să prinzi din două direcții joburi unde ți se par mai rentabile sau unde ai tot în străinătate, din păcate. Sincer să vă spun, în momentul de față aș opta pentru a lucra în străinătate, deoarece știm, salariul este net știm superior, este o diferență colosală între știm, România știm, și din păcate străinătatea. În momentul de față vreau să mă axez foarte mult, și când zic foarte mult, aproximativ 100% doar pe argon, pe TIG și mai ales la țeavă, deoarece am ajuns la concluzia că acest procedeu mi se adresează cel mai bine în comparație cu MIGMAG, cu toate că pe MIGMAG excelez și acolo. Da, știm, am văzut și tu ai mână foarte sigură și asta mai repet, o să prinzi din două direcții de sudură, să zic așa, două procedee care n-ai cum să nu găsești loc de muncă rentabil și tu o să-ți alegi ce o să-ți găsești și este foarte bun lucru. Păi eu îți doresc succes în toată activitatea, suduri cât mai bune și multe succese. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat, o zi bună și numai bine. Mersi.